Suporter Club Oțelul este pregătită să obțină un nou succes în campionat. Formația lui Stelian Burdeianu debutează pe terenul echipei Victoria Independența. Principalul obstacol va fi suprafața de joc. Bineînțeles, noi mergem cu la orice partidă, vrem să câștigăm, dar trebuie să ținem cont că este un meci în deplasare, în teren destul de prost. De câte am înțeles, vremea se anunță cam neprielnică în zilele astea. Din păcate avem unele probleme de lot, 4-5 jucători care avem accidentați. Sperăm ca cei care vor să-i înlocuiască să facă tot posibilul pentru a câștiga acest joc. Oțelul și-a măsurat forțele cu echipe de valori apropiate care domină alte județe. Ultimul adversar întâlnit a fost CSM Focșani. Da, noi am căutat să, în perioada asta, să ne facem și meciurile de pregătire, plus că am vrut să vedem și celelalte echipe care am considerat mai importante. Aici mă refer la Faro Constanța și CSM Focșani, la ce nivel sunt, pentru a ne da seama la ce nivel suntem în eventualitatea unui meci de baraj. Partida dintre Victoria Independența și Oțelul va suscita cu siguranță un mare interes în rândul locuitorilor comunei aflate în apropierea Galațiului.